Cum se fixează un diblu într-un perete cu cavități? Nivel de dificultate scăzut. Chiar dacă plăcile de rigips, gips carton, nu sunt făcute să reziste la sarcini grele suspendate de ele, totuși un perete fals montat cu un gol până la peretele din beton, cărămidă sau becea poate suporta o sarcină mult mai grea decât ni se pare la prima vedere. Materiale necesare: ancoră metalică, diblu metalic cu autoforare, diblu cu autogăurire pentru rigips sau becea, diblu cu autoforare și ancorare basculantă, diblu din plastic sau metal cu șurub, diblu cu expansiune și zăvorire de formă, diblu special pentru plafon. Uneltele necesare: șurubeniță, mașină de găurit, șurubeniță electrică, burghiu, spiral, spiral, clește pentru dibluri cu expansiune sau ciocan. Modelul metalic clasic, deja echipat cu șurubul său, se bagă în gaura destinată lui. Deșurubați șurubul câteva ture pentru a permite prinderea capului șurubului în cleștele pentru dibluri cu expansiune de formă, apoi acționați cleștele. Cleștele trage capul șurubului în afară, acestea deformează capătul diblului aflat în spatele plăcii și desface cele trei cârlige care se deschid presând pe suprafața din spate a plăcii de rigips. Când cleștele este la sfârșit de cursă, trebuie scos de pe șurub, iar acesta trebuie înșurubat la loc, până în momentul în care cârligele au prins placa din spatele diblului și diblul s-a fixat în rigips. Placa de rigips, gips carton, trebuie găurită încet pentru a nu crepa gipsul, ceea ce scade rezistența plăcii. Acest lucru este valabil pentru orice găurire care ajunge ca burghiul să intre într-un gol în perete. În versiunea cu autoforare, înșurubați ansamblul șurub-diblu direct în placa de rigips. Rotația acestora va permite perforarea plăcii de rigips. Odată în locul său, continuați înșurubarea șurubului pentru a deschide aripioarele de blocare ale diblului din spatele plăcii. Suportă o sarcină verticală de până la 25 de kg. Bateți ansamblul șurub-diblu cu ciocanul în placa de rigips. De îndată ce diblul a pătruns în placă până la gulerul diblului, expandați corpul diblului cu cleștere pentru dibluri cu expansiune. Suportă până la 10 kg de sarcină verticală. Nu este nevoie să găuriți placa înainte de a înșuruba diblul. Capul diblului are o amprentă în cruce care permite utilizarea unei șurubenițe pentru înșurubarea diblului. Înșurubați direct în placa de rigips diblul filetat până când acesta este blocat de gulerul său. Acum puteți înșuruba și șurubul în diblu. Suportă o sarcină verticală până la 20 de kg. Înșurubați diblul până la gulerul său. Apoi înșurubați hol șurubul care va declanșa o basculă la capătul diblului aflat în cavitatea din spatele plăcii. Înșurubați hol șurubul până când bascula se sprijină pe suprafața din spate a plăcii. Retragerea șurubului va lăsa bascula în locul ei agățată de placă. Suportă o sarcină verticală de până la 50 de kg. Bateți diblul cu ciocanul traversând placa de rigips. În timpul înșurubării hol șurubului, diblul are niște aripioare care se expandează în spatele plăcii, blocându-l în poziție. Suportă o sarcină verticală până la 15 kg. Principiul este același ca la diblurile din metal de mai sus, doar că diblul va suporta o sarcină verticală de doar până la 3 kg. Acestea sunt destinate pereților sau plăcilor despărțitoare întregi sau cu spații, goluri interioare, iar aceste dibluri pot suporta sarcini relativ grele. Găuriți placa sau peretele despărțitor și introduceți diblul. Suportă o sarcină verticală de până la 15 kg. Pentru a suspenda o lustră sau alte elemente de decorațiune, aceste modele de dibluri speciale pot suporta sarcini de până la 40 de kg. Găuriți placa de rigips conform indicațiilor fabricantului, apoi introduceți ansamblul diblu-șurub, menținând aripioarele de blocare lipite de tija filetată. În spatele plăcii, aripioarele se desfac și se sprijină pe partea interioară a plăcii de rigips. Înșurubați până este asigurată blocarea aripioarelor în spatele plăcii. Atunci când montați un perete din plăci de rigips sau un tavan fals, dacă știți dinainte amplasarea unor sarcini grele, cântăriți montarea unor întărituri ale scheletelor de susținere în zonele respective acestor sarcini de pereți ușori subțiri din BCA sau din plăci de rigips.